apărătorului credinței, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deși nu avem nici vrednicie și nici pricepere pentru a ne ruga ție cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, Sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate săvârșite, ne rugăm ție cu smerenie. Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care, de-a lungul vieții, ai săvârșit atâtea minuni, și binecuvântează-ne pe noi toți, cei care venim la tine cu credință. Nădejde a celor care și-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre, cele împovărate de multe ispite, și cu obișnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Sfinte Spiridon, roagă-te pentru noi! Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești făgăduite adevăraților credincioși. Dăruiește-ne, Sfinte, ajutorul tău, cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și, mai ales, pentru cea viitoare. Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor! Bucură-te că ești și cu oamenii, cu trupul petrecător! Bucură-te al cărui trup astăzi săvârșește minuni! Bucură-te că încălțările tale slujesc drept dovadă! Amin!